această investiție, de exemplu, acum ne aflăm pe strada principală, în Mihai Bravo, e în stadiu, a turnat, s-a așezat bordurile, primul strat de asfalt de 5 cm și mai urmează încă ultimul, care e închiderea. După care mai avem Liliacului, la Mihai Bravo de turnat primul și al doilea strat, la Satul Nou s-a finalizat cu al doilea strat de asfalt și mergem la Turda, Bazinului, Argilei. Acum au început lucrările de scarificat, piatră și așa mai departe, până la stradul de asfalt. Despre câți kilometri vorbim, aproximativ? La acest proiect e pe PNDL, fonduri guvernamentale, 6 kilometri. Și în maxim o lună de zile o să autorizăm încă 6 km pe AFIR, fonduri europene. Și despre ce sume totale vorbim? 2 milioane de euro. Un milion e acesta, celălalt 2 milioane de euro amândouă. Strada asta asfaltată a fost vreodată asfaltată? Nu a fost niciodată. Eu aici sunt născut, aici sunt crescut. Deci aici vine apă mare, îmi spuneam că în plouă, vine apă mare. Și făceau mare în partea acela, și la aici, șanță. Făceau, lua apa tot, ce la vale. Ce în asfalt. Făcea greuză și la mașinile care circulau pe asfalt. Nu știu dacă luați tot pierdă și tot noroiul de aici. De mulțumit, nu foarte mulțumit, eu personal. Da. Și nu numai eu, toată lumea asta care e pe stradă. E un lucru foarte bun, om. Ce mai e? În 64 de ani, ați mai văzut strada asta asfaltată vreodată? Nu. Niciodată, dar mai mult de atâta, că nu mai știu că am avut mașini încă de tânăr și știu cât de greu să intrați și probleme era aici. Vă așteptați să fie asfaltată? Nu, nici din greșeală. Așa, să mai pui niște piatră, mai ne așteptam, dar la asfalt nici din greșeală. Cum arăta înainte? Cum era după ploaie aici, de exemplu? Ceamuri curat. Vă spun, mai întâi că avem și animale. Avem și animale și imaginați-vă ce era pe aici. Da? Era da. Piatră măcar? Era nici piatră, era noroi. Păi și după ploaie cum arăta? Păi stai seama, trebuia cizme de cauciuc ca să da. Pot să circul pe el. Da. Era asfaltat în aici? Nu era cu piatră, savură era. Păi și la ploaie cum se făcea pe aici? Savură. Da? O lua și apa cu totul, nu? E, mai lua, mai lăsa. Da. Și acum cum arată? Cum vi se bine, pare? E bine, e frumos. De când n-ați văzut asfalt pe strada asta? Niciodată, când se bat. Mai punea domn primar niște teatre să urăți, punea și mai merge căruțele, mașinile așa, dar noi nu puteam să mergem, țapam, dar acum mergem, dar nu pot să merg pe el. Că nu pot, nepoată mai încolo, zice, nu ai vii la mine, mămică, nu pot, ai că te-a făcut asfalt, dacă mi-a făcut asfalt nu pot să merg degeaba. Mai sperat să vedeți dumneavoastră că sunteți în viață? Nu mai. E bun asfaltul ăsta? Dar cum să fie bun? Da. Uite, gâștele dau acolo, merg pe asfalt. Și am făcut cadastru gratuit la toată lumea. Da, pe el a fost duminică la mine și mi-a luat aia. Mi-a adus băiatul o copie după titlul de proprietate și eu, în baza la titlu, acum i-am scos, i-am găsit cadastru și urmează ca să ia legătura cu fermierul, să-i arate planul parcelar, uitați harta aici. Pământul Filip Vasile, provine de la Filip Vasile. Cine este? Socrul lui mata. 3 hectare și 2 hectare jumătate sunt al lui mata, jumătate de hectar al alt moștenitor. Ce suprafață și care a fost valoarea investiției? Suprafața investiției este de 5.000 de metri pătrați, partea construibilă fiind de 2.000 de metri pătrați. Valoarea este de 387.000 de lei. Aici, în zonă, majoritatea cetățenilor, asta este baza. Noi, în comun, avem în localitatea Turda, în jur de 10.000 de oi și capre. În 2012 era în jur de 1.000 de capete de bovine. Bravo, tot așa, comuna e formată din cele trei sate, Turda, Bravo, Satul Nou. În Bravo chiar mai multe erau oi și capre, în jur de 15.000. Satul Nou iar la fel și fiind pădurar, eram nevoit să car la noi aici, nu există izvoare în zona asta a comunei Mihai Bravo. Și căram cu bazinul de o tonă, cu papucul, ca să adăpăm animalele fiecare. Și visul meu a fost puțuri, bazine de apă de 24 de tone de apă și jgheaburi de adăpare a animalelor. Toți beneficiați de acest lucru, plus am reușit să facem contracte cu două firme de colectare a laptelui, unde crescătorii de lapte pot să
predea și laptele să-l valorifice. Câte capete de bovine sau de, eu știu, de animale sunt în comună, în cele trei localități? În cele trei localități, acum în momentul de față, sunt în jur de 25.000 capre și oi și bovinele au scăzut foarte mult, deoarece lumea nu mai are posibilitate, au îmbătrânit, fiecare familie avea câte 2-3 și dădeau la ciriadă. În turda maxim să fie 100, în satul nou vreo 50 și în Bravo vreo 30 de, vreo 50 și în Bravo de bovine. Deci total vreo 200 de capete de bovină, dar ponderea cea mai mare e la capre și oi. E până la pădure, drumul e... Exact așa cum vedeți în coroașa, e făcut până în pădure. Așa. Până unde avem puțuri forate pentru animale. Luăm, nu mai cărăm cu cisterni, chineam cu căruțele, cu cai, cu magari. Acum deja avem drumul pe drum până în pădure. Avem dislas. E bine așa, nu? Da, sigur, sigur. Și chiar cu... În ultimul rând cu izlazul de sat, izlaz de închiria câtă... După numărul efectiv de animale care îl avem și sunt eu chiar mulțumit la chestia asta că s-a băgat și ne-a dat și mai beneficiem și de un bănuț în afară de chestia asta și mă încurajează să mă țin animale, că la 64 de eram 23-24 de vaci mame. Imaginează-vă câte mâncă porci, avem 23 de porci. Și le putem face, că dacă nu era cu chestia asta cu să ne mai dea o, să ne mai dea, să ne mai ajute cu cum e chestia cu apa, cu animale. Pe zicar la 24 de animale mari trebuie o tonă jumătate de apă numai la o adăpare. Asta ce să lăsă. Vreau cu car numai apă și pe noroi. Imaginează-vă chiar și pe noroi. Acum avem Josette, nu știu până acum pe Josette. Mult mai bine. Mult mai bine. Nu mai bine și nu vreau ca să-l pierdă pe domn primar, dar zic să-i implica din toți, dacă ne-am dus, ne-a servit. Stând cu preoții de vorbă din Turda Bravo, satul nou, le-am zis să facă un necesar, să ne spună cu cât ar trebui partea noastră să decofinanțare și, de exemplu, la satul nou aici unde ne aflăm, era un clopot foarte vechi, săriste chiar o bucată din clopot cu acest proiect, așa cum se vede, și l-am sfințit acum 2 ani de zile. Și casa parohială era foarte veche, avea în jur de 90 de ani, a trebuit ca să o renovăm, interior, exterior, aici la satul nou, centrală termică, se poate vedea, și acum anul ăsta am început și construim și capelă mortoară, cu sală de praznic și pentru hramuri, pentru să folosească cetățenilor. Chiar în momentul de față lumea e foarte bucuroasă, deoarece poate să stea la o slujbă. Înainte vreau să vă spun că turnele bisericilor chiar intrau porumbeii, erau foarte vechi. Bisericile la noi în comună au aproximativ 100 de ani și a trebuit renovate. La Turda am reușit și am renovat acoperișul, pictură nouă în toată biserica și acum de Sfântul Mihail și Gavril, e hramul bisericii, o să se facă sfințirea și să sărbătorim așa cum se cuvine hramul, să ne bucurăm de realizările care am putut să le acordăm. Dar menționez și cu ajutorul oamenilor foarte mult, fiecare cât a avut. Și acum la Mihai Bravu, chiar când am venit primar, vreau să vă spun că nici stradă nu era. E o zonă, poate o să filmați, să vedeți, accidentală, mortul se căra în spinare, pur și simplu, ca să poată să ajungă la biserică. Am betonat pe 500 de metri, a fost o investiție făcută de proprie, a noastră, a Consiliului Local, o troiță s-a construit de săteni, noi am contribuit cu pictura, BCA-urile de la trapeză și acolo s-a sfințit anul acesta, au fost date cu bunăvoința noastră, nisip, petriș, restul sătenii. În 2011, când am poposit eu aici în parohie, biserica era cu o schelă imensă din lemn. Erau începute lucrările de pictură în tehnica fresco. Eu când am venit era pictat doar foarte puțin scena din bolta altarului. A trebuit să continuăm lucrările fostului preoparoh. Problema erau bani.
Am strâns bani și din sat, de la enoriașii parohiei, fii ai satului. Ajutorul cel mai mare a fost, bineînțeles, din partea Consiliului Local. Ce fel de lucrări au fost realizate la biserică? Am finalizat pictura, am restaurat lăcașul de cult, în mod special la exterior. Acoperiș, geamuri, curtea, la fel, tot ce vedeți, mai nou. Am lucrat la un proiect în ceea ce privește o trapeză parohială. Sală de mese, capelă mortuară, bucătărie, grup sanitar. Din nou am cerut ajutorul primăriei Mihai Brav, domnului primar. S-au alocat sume foarte importante, numai anul ăsta am primit 50.000 de lei. La pictură, tot așa, se ridică, cred că, suma undeva la aproape de 1 miliard bani vechi, bani pe care noi i-am primit de la primăria Mihai Brav.